Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Care au fost albumele care, nu știu, v-au făcut pe voi să vă apucați de muzica asta? Eu știu. Rage Against the Machine. La revedere, noapte bună. Noapte bună. Rage Against the Machine a fost trupa care pe mine m-a dus în zona de rap metal. Rage Against the Machine, Zac de la Rocea. În stilul relativ sau... stilul care vrei tu să fie. Sau de rock reală. Prima dată piesa care mi-a făcut creierul popcorn a fost Sweet Dreams de la Marilyn Manson și practic acolo am început să rezonez cu chitările distorsionate și genul ăsta mai agresiv. Dar un album care îmi place mie cel mai mult e Fantoma Suspended Animation și dacă ar fi să cânt ceva în stilul ăla aș cânta, sincer. Cel mai serios om dintre voi. Eu am un background din zona oarecum punk, cu NoFX, Exploited și chestii, deci mie partea asta mi-a plăcut super tare fiecare dată. Albumul preferat de la NoFX? Nu pot să zic, adică chiar n-am nimic preferat, că ascult super mult și așa mai departe. Și la Exploited am fost săptămâna trecută în Budapesta la concert cu UK Subs, Cockney Rejects, ei, fost beton ce trebuie. Eu în general nu prea ascult rock. Sunt cu hip-hop-ul, Wu-Tang Clan, pentru mine este o trupă super tare, Cypress Hill, cam atât. Tu aduci parte de hip-hop mai mult, nu? Am început cu Clawfinger, am trecut peste Pearl Jam și trupele grunge, după aia New Metal, gen Deftones, Korn, cam astea, dar mare amestec cu alte genuri. Am început și în tinerețe, când eram copil, eram cu Michael Jackson, îmi plăcea... Toți eram cu Michael Jackson când tăneam. Treceri de la o formație la alta, dar cum am zis, Clawfinger, Pearl Jam, cam asta, cu asta am... Cool. Știu că voi ați cântat destul de mult și pe afară, chiar vorbeam, mi-am mai vorbit ieri la în altă parte, îmi povesteai de un concert pe care l-ați avut în Kosovo, exact. Ați avut un concert în Grecia. Da. Și pe viitor avem promisiuni legate de niște concerte, 90%, 99% sunt deja bătute în cuie, concerte în Germania. Și discuții au fost, dar încă nu sunt materializate, pentru că concerte în Polonia, Franța și așa mai departe. Anglia. Anglia, da. Uite, eu să zic. Exact, am uitat, Anglia. Și în Anglia avem acolo o cunoștință care e plecată, care are o trupă, un prieten al nostru care a plecat din Suceava și are o trupă în Anglia, la care suntem în discuții ca să facem un mic turneu acolo, plus că ne-a contactat o trupă de rap metal de acolo, locală, cam de cota noastră, așa, de underground micuță, de câteva view-uri pe YouTube, unde și ei au fost interesați să legăm câteva concerte. Probabil undeva în toamnă, în primăvară, vom reuși câteva concerte și în UK. Hai să întreb de partea asta video. Știu că voi aveți câteva clipuri. Există We Go Pogo, da. Există Cycles, nu? Cycle, da. Există Roots. Roots. Ați marșat destul de mult pe chestia asta cu imagine, nu? Contează, având în vedere că albumele, cum ai zis tu, ele sunt acolo, cine vrea dă bani, cine nu vrea nu mai dă, nici măcar nu știm cum se mai face. E modul de a promova cel mai bine vizual acum sau cum se promovează? Da, pentru noi contează și vizual, ce vrem să transmitem noi. Asta e gândirea mea proprie, personală, să confirme și trupa. Ce vrem să transmitem noi, mai ales prin clipul Roots, am luat niște cadre din concertele din 2017, le-am asamblat și le-am dat drumul pe piesa Roots. Acum, ce vrem să transmitem pentru cei care vor să ajungă în zona asta de hardcore și vor să participe la concertele live, e că acel sentiment când ești în fața unei trupe de hardcore sau unei trupe de rock, live nu se compară cu nimic, adică nu e ca și că merge la un spectacol de teatru, de păpuși, așa mai departe. Eu aș chema publicul să vină la concertele. Până la urmă, fiecare rezonează cum știe cu ce poate, adică până la urmă nu cred că e o chestie, contează să fie publicul vostru care să vină cel mai aproape de voi, nu? Exact, exact, dar eu zic că nișa asta încă în România e binevenită pe partea de hardcore, de rap metal, new metal și rock. În afară e mult mai bine, în România, la genul ăsta de muzică. În România mai există trupe pe care voi, nu știu, le considerați
hai să zicem, asemănătoare ca și stil, ca și poate cei care au fost poate înainte de voi să cânte sau odată cu voi, dacă ar fi să faci, știi cum fac ăștia pe afară, un package de ăsta, pleacă în turneu 6 trupe sub denumirea de Persistence Tour. Cu cine ai face tu chestia asta? Poate oamenii de aici, na, să știe cu ce să vă relaționezi. Da. Eu personal aș pleca în deschidere la Implant pentru Refuz, cred că e singura trupă care ar fi pe nișa noastră așa. Este și o trupă Coma, dar sigur n-ar cânta cu noi. Noi nu cântăm cu Implant pentru Refuz. Bineînțeles, Vița de Vie, deci e o onoare să cânți cu trupe ca Implant pentru Refuz, Vița de Vie, Coma, Luna Mară. Se spune din zona de hardcore există și H8, o trupă care a fost tot timpul cu noi și lângă noi. H8, am uitat, da, H8, exact, Hate. H8, da, am uitat, scuze. Prezentată de Aqua Carpatica.